Dimineața. Haide, mă, care vă sculea să plecați cu Vitili. Haide, Mitruș, hai, mă, vino, mă, hai, mă. Hai, mă, că iute, mă, iute, bă, alumut, urcă pe un gureancă, bă. Și s-auzeau tălâncile pe drum și behăitul de la oi. Ia auzi, bă, toți plecară, numai eu am niște leneși. Doamne, cum îndetești mie leneși ăștia și oile, săracele. Li se lungesc cu ochii la poartă, bă, tot așteptând după voi. Au început să lingă zidul. Uliu, că nu știu ce să mă fac eu cu bigrasia asta. Doam eu aici, na. După vreun sfert de oră, iar venea. Uliu, bă, păi eu cu cine vorbesc, mă? Ce, eu vorbesc singură? Eu vorbesc de una singură aici, a intrat în casă cu nuiaua. Și săreau Mitru și Rina. Uliu, jap, jap, au, așa, au, păi de ce dai mine, au? Jap, jap, după aia seara. Hai, care se duce să rânească la vite? Asta iarna. Duceți-vă, mă, de regulați la vite, mă. Haide, mă, duceți-vă, regulați vitile alea, dați balegile afară cu cazmaua, șterneți niște paie acolo și la urmă dați-le și de mâncare, mă. Ia uzi, bă, cum rage prianul, bă. Luați, bă, paie cu coșul din șira, adă o văz. Trageți, mă, cu cârligul, dar vedeți să nu stați prea aproape, auzi? Să se dărâme. Că vă prindeți din copcă, mă. Doamne, Doamne, Dumnezeule. Cum se trăseseră paiele mereu în același loc. Și se făcuse așa o scobitură mare în ea, chiar ca o copcă așa, că de-aia îi zicea să nu tragă copca. Și Mitruș se și vedea înnecat în șiră, așa încercând să se agațe de un păișor și trăgându-l Rina afară cu cârligul și învârtindu-l de picioare și bătându-l pe burtă să scoată pleava aia. Dimineața. Marin Sorescu. La Lilieci.